Și aici să știți că lumea trebuie să știe. Fiecare bolnav, da, are dreptul la altă opinie. De ce să? Mie nu-mi cade niciun galon. Eu am colegi cu care mă sfătui. Corect. Și mă, cum se cheamă, și îmi dau sfaturi mult mai bune decât am. Cel mai sfânt urmașii lucru, mei să spunem sunt așa. Mai buni ca mine, mult mai buni. Deci, profesor care e după mine a făcut un lucru pe care eu n-am făcut, nu l-am putut face. Da? A făcut transplant hepatic. Profesor da. Lupașcu. Da. Da? Vă închipuiți în țara asta care e atâta dezordine. La câte orgolii sunt și la câte... Da? Să reușești să faci așa este un lucru foarte rar. Da. Da. Eu am un coleg, profesor Bradea, cu care am început în 93 chirurgia asta minimă, laparoscopia. Da. Da? Deci, el ați fost primii care ați folosit această metodă. Eu când am fost în străinătate după Revoluție și am văzut chestia asta, am zis că eu trebuie să-mi schimb meseria, fiindcă nu, știam, asta costă foarte mult, era de ordinul 60.000 de dolari, că erau dolari pe atunci, o trusă. Ce ne cumpără în România? Foarte repede au intrat în os, foarte repede. Nu ministerul, da? Diverse, deci, cum le spunem noi, granturi acum. Așa. Făceam granturi, fără să știm că facem granturi. Adică, aveam relații cu universitate, știu cu spital. Știu că e o poveste frumoasă pentru primul aparat de laparoscopie. Primul aparat care a venit, a venit de la firma Ștorț, care i-am scris o scrisoare unei doamne care chema Ștorț, era dintr-o familie. Da. Acolo se făceau instrumentele manual. Cred că așa cum se fac, manual. Vă închipuiți ce înseamnă, cât costă un instrument. O pensă de laparoscopie poate să coste 1.000 de euro. Da. O pensă. Bine, acum 1.000 de euro, da. Acum, pe vremuri atunci, când dacă aveai 100 de euro și plecai în străinătate, erai mulțumit că te descurcai. Da? Ei, firma asta miza pe educație, pe învățământ. Și am spus că vreau să fac educație, să fac, să-mi trimit o trusă. Așa. Să fie o trusă și mai slabă și mai așa. Și ai mai trimis o trusă. Și ați început să instruiți. Am început să operăm în primul rând. Să în operăm primul noi. Rând dumneavoastră, da, cred că... Cu Bradea. Bradea au fost. Da? Da. Bradea a căpătat manualitate. Și el simplifică lucrurile. Știți? Adică sunt și chirurgi care, cum se cheamă, să mai ticăiți așa, adică sunt pași care trebuie respectați, meticuloși, asta durează în timp. Dar când faci același lucru de mai multe ori, îți faci niște căi și în creier așa și simplifici lucrurile. Și asta este un lucru extraordinar. Ei, noi atunci ne-am făcut, fără să știm că există simulatoare, vă închip să dintr-o cutie de asta, cum aveți dumneavoastră aici, așa. De lemn, am pus un șorț de la diplom deasupra, de la radiologie. Așa. Și băgam în interior un ficat, cu vezicul biliară, cu tot. Da. Și prin ăla care era peretele abdominal, băgam trocare, adică instrumentele, niște țepușe prin care intră instrumentele, ca și prin peretele abdominal, cu telescop, cu tot, și făceam operații acolo. Da? Prin acea cutie prin acea acoperită cutie. Cu... Da. Cu acel... Și luam de la Cosarom, ne dădeau ficat și... Și așa am început. Deci așa s-au instruit profesorii, doctorii, chirurgi, eșeni. Și am făcut, deci lucrurile au fost instinctive, nu știu, Dumnezeu cred că ne-a ghidat așa. Că nu era, și la noi 93, cine, cursuri, simulatoare făcute de noi. Știu de. Da. Și am adus profesori de acolo. Care au venit la noi, 32 de cursuri au ținut în câțiva ani. 32 de cursuri. Ei aveau experiența, știți? Și pe lângă, după aceea, toți, deci când eram eu șef de clinică, toți doctorii, chirurgii care erau în clinică, i-am obligat să se ducă... Să facă aceste cursuri. Să se ducă, să instruiască în afară. Am înțeles. Da? O săptămână, o lună, două luni. Și știți, la început, ei ne credeau pe noi doctori. Cei de afară. Și credeau că noi avem și noi bani. Spre exemplu, când Bradea s-a dus printre primii, ăștia îți dădeau o bursă de 200-300 euro, dar ți-o dădeau când plecai, la sfârșit. Ei, Bradea făcea în fiecare zi 10 km pe jos de unde stătea, de la gazda care o găsise până la spital. Da? Fără un ban în buzunar. Era o mâncare, mâncai la unde mâncau și
toți ei mănâncă, stau până seara la spital, da. Și au o cantină unde se duc și mănâncă. Deci o masă ți-a asigurau. Deci te munceași fără prea mulți bani, da? Da. Da. Și... Da. Și așa am început. O aventură foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Extrem de interesant. Și progresiv deci s-a început cu colecistul, care e simplu, relativ simplu. Și s-a diversificat indicațiile. Și acum la laparoscopia se face aproape în toate intervențiile. Toate intervențiile. Bun. Ca să revenim un pic la acest colecist. Da. Că văd că dă multe bătăi de cap, da, femeilor. Apropo, da. Apropo, noi descriem o chestie care se cheamă foarte interesant, mirajul primei leziuni. Mirajul primei leziuni. Ce înseamnă asta, domn profesor? Adică eu am niște dureri abdominale, așa. Mă duc, îmi fac o ecografie, așa. Îmi descoper litiază, așa. Și spun că durerile sunt pe seama litiazei. Dar eu am altceva. De fapt, nu e litiază. Nu e. Diagnosticul aici, fiind ușor, domn profesor, cazul meu, este în cazul meu, da. Acuzând aceste dureri, da, pe partea dreaptă, da. Ziceam, domnule, e colecistul. E colecistul, e colecistul, e colecistul. E fără calcul. E colecistul. E fără calcul. Poate să fie colonul care să-ți dea să fie, orice pasă. Aceste dureri, da, 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 fi, în da. Partea dreaptă. Da, 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 da. Vedeți că noi acum... Cum spuneam, poate fi rinichiul care rinichiul. Și el poate să poate să fie stomacul. Poate fi stomacul. Un ulcer, o gastrită. Exact. Helicobacter pylori acum e foarte frecvent. Exact. Da? Și chiar dacă n-ai helicobacter, da. O da. Durere în, da. În poate stomac, fi pancreas. Poate... Poate să fie pancreas, dar dacă analizele ți ies bune la pancreas? Păi trebuie să-ți faci analize. Păi aici. Unii își fac prea multe, alții nu își fac deloc. Da, dar trebuie să le faci și le faci cinstit. Și în general, noi avem un capitol în patologie care se cheamă diagnostic diferențial. Uh-huh. Pentru că sunt boli care au semne comune. Da. Vă închipuiți ce greu este. Da. Deci astăzi este... Avem acces la foarte multe explorări. Deci dacă în trecut noi operam litiaza veziculară, pe o colangio, pe o colecistografie, nu știu dacă mai, nu ți amintești, n-ai cum. Eram mică, tână. Domn profesor, când mă jucam prin da. Spitalul Sfântul așa. Spiridon. Adică, ce-i drept da. Am fost familiarizată. Da, se făcea o injecție intravenos care se elimina prin bilă. O substanță de contrast. Da. Și acolo în vezicula biliară desena vezicula exact biliară. Și vedeai că sunt niște locuri goale unde erau calculi. Da. Făceam tubaj, stăteam cu tubajul ăla, săracele doamne, stăteau, da. Înghițeau o sondă Einhorn care stăteau o oră jumate. Era bila A, bila B, bila da. C. E, da. Astăzi faci o ecografie în 2-3 minute. Deci așa explorările este. Deci sunt cu totul altele. Dar ce se întâmplă, domnule profesor, doctor, cu acel colecist dismorfic? Este una... Colecistul dismorf. Dismorf. Deci are o morfologie anormală. Așa. Te ce? Naști cu el. Te naști cu el. Da, da. Adică, poate să fie un sept, da? Poate da. Să fie o veziculă mai lungă. Da. Da? Poate să fie o sifopatie. Adică, acolo sunt niște valve. Valvele lui Heister între... colecist cistic, da? Da. Alea poate fi mai mari și să... Adică aceste malformații, că e o malformație. Da, e o malformație. Așa, îngreunează evacuarea bilii. Iar pentru formarea calculilor intervin mai mulți... Da. Da? Așa. Adică precipitarea colesterolului, da? Întârzierea de evacuare, deci uh-huh. greutăți în evacuarea bilii și câteodată intervine și infecția. Câteodată. Uh-huh. Spre exemplu, în țările unde sunt foarte mulți paraziți intestinali, da? Poate să migreze și pe coleduc, da? Și dau stază. Adică nu se mai evacuează bila. Și sunt, deci, la noi, localizarea cea mai frecventă a calculilor este în vezicula biliară. Da. Da? În calea biliară, adică în canalele care vin de la ficat da. 2, care formează hepatocoleducul, sunt calculi care vin din vezicula biliară. Deci da. Sunt secundari cum ar veni. Sunt țări în care există litiază coleduciană de la început. Știți? De ce? Cum se explică asta? Deci intră niște paraziți în căile biliare. Și ăștia îngreunează eliminarea bilii, bila stagnează și formează la un dop. Da, da. Am înțeles. Da. Interesant. Și vedeți că este e complet diferit. Spre exemplu, nu v-am mai spus altă problemă. Mm-mm. Deci complicații, am spus că sunt infecțioase, mecanice și degenerative.